Bine v-am găsit la horoscopul săptămânii cu numărul 13 din 2024 și ultima săptămână a lunii martie. Gemenii, vă declanșează niște dureri această... Mai degrabă Lilith, aș spune că e cea care vă declanșează niște răni. Apasă niște butoane de suferință. Vă doare ceva. O amintire. Nu puteți ierta ceva, nu puteți uita ceva. Și poate mai ales energia asta de pești, încă foarte puternică, s-ar putea să vă facă pe voi să cam fugiți de o confruntare, probabil. Vă e frică de un adevăr, vă e frică de suferința cu pricina, vă e frică de orice. Vă e frică să o vindecați, vă e frică să o recunoașteți, vă e frică să vorbiți de ea și de aceea simțiți că există o cale de evadare, dar de multe ori calea asta de evadare poate fi o mască pe care, din păcate, gemenii de multe ori o pun pe față. S-ar putea să zâmbiți fals, dar în interior ceva vă doare. S-ar putea să ziceți totul e bine, dar de fapt în interior e o furtună. Masca asta pe care o puneți pe față, părând altfel decât sunteți, de fapt ascunde o durere, o suferință, un regret, vă macină ceva pe interior. Dar pe afară, mamă ce frumos este, cosmetizat totul. Cosmetizat. V-a spus cea mai frumoasă haină, ca să iau ochii, că lumea se va uita la haină, dar haina aia pe interior ascunde un suflet rănit sau... O minte bolnavă sau o relație bolnavă sau ceva bolnav în viața voastră. Că fecioara, acolo unde este Lilith, apasă niște răni sângerânde pe undeva. Evident, nu toată lumea are traume și drame în viața sa, dar toți avem un bagaj acolo pe care îl ducem în spate. Și la voi e vorba de bagaj, trecutul, de care cam fugiți. Nu am trecut prin asta. Le-am pus sub preș, le-am uitat, le-am șters, nu există, spuneți voi. E, bine, un astfel de moment de eclipsă, când taman acolo cineva umblă, în amintiri, în trecut, în dureri, în emoții, băgate în beci. De ce? Ca să le vindecați, ca să le scoateți la iveală, ca să explodeze buba și să o vindecați după aceea. Deci să nu vă mire că cineva tot vă apasă buba asta, o zgândere. Hai, rupe odată să se vindece ce e acolo. Nu, n-am nimic, ziceți voi. Ba e. Unii poate chiar aveți nevoie de un psiholog, unii chiar aveți nevoie de o discuție față-față cu cineva, unii aveți nevoie de să priviți adevărul în față și asta face eclipsa. Uite-o, zice cineva. Nu mai fugi. Ăsta ești tu sau asta e problema ta? Nu e problema mea asta. Nu există. Eu să am probleme niciodată. Da, e o chestiune și de ego care pe unii îi macină. Eu n-am probleme în cuplu, n-am probleme emoționale, eu n-am nicio traumă, eu sunt sănătos tun. Metaforic vorbind sănătate, nu neapărat de trup. E sănătatea unei situații care nu este. Și fuga de adevăr, normal că într-o zi adevărul ăsta o să vă prindă din urmă. Unii poate deja de mult ați fugit de acest adevăr și acum vi-l pune eclipsa în față. Uite-o, e acolo, că îți place, că nu-ți place, problema asta există, ocupă-te de ea. Unii iar o să fugiți și iar o să vă mai prindă la un moment dat din urmă. De aceea, ideal ar fi, dacă vreți să vă eliberați viitorul, reparați trecutul. Că exact acolo lucrează, între trecut și viitor, dar voi sunteți în prezent. Nu-i nimic în trecut, ok, dar... Dar dacă nu o să fie nici în viitor. Dacă vrei să primești nu știu ce lucru în viitor, repară ce n-ai reparat în trecut. Sunteți într-un moment în care voi vă puteți rescrie viitorul cu mult curaj. Gândiți-vă că eclipsa de peste două săptămâni va fi în berbec, care înseamnă pentru voi viitorul ce urmează. Dar cum Lilith vă mănâncă trecutul, probabil trebuie să curățați un pic acolo trecutul, ceva. Ca apoi să renască totul, să porniți în trombă, să fiți voi înși vă de acum înainte în viitor, că ce e acolo în trecut, sau mă rog, mas în spatele acestei măști pe care o țineți bine camuflată și cosmetizată,
De fapt, e un suflet care suferă.